sute de studenți din 14 țări NATO se pregătesc la Shepard pentru a deveni piloți de luptă. Printre ei sunt și 6 tineri locotenenți veniți din România. Alex Botaș are 24 de ani. A terminat Academia Forțelor Aeriene în urmă cu 3 ani, iar acum în Texas se pregătește să devină pilot de F-16. A trecut deja prin 6 luni de antrenamente și cursuri și soția urmează să zboare F-16, însă ea se pregătește în țară, la Bacău. Sigur, este o șansă pe care nu o are toată lumea să se antreneze într-un mediu internațional. În același timp, nu doar exersezi pilotajul, exersezi desigur și cultura internațională și înveți lucruri noi. Avem o conexiune mai aparte cu europenii, cu germanii, cu italienii și sunt sigur că peste câțiva ani ne vom întâlni pe cer. Marian Mușat are 27 de ani. Înainte de Shepard, el a pilotat IR-99 Shoim și MiG-21 Lancer. În decembrie, Marian va termina cursul și se va întoarce în țară. Când am venit acum un an jumate aici, sincer, când am început prima lună de zbor, nu credeam că o să pot face față la tot ceea ce cer oamenii ăștia aici, dar ideea e că ei cer enorm de la noi pentru că știu că au de unde și te învață să ai o mentalitate care te duce prin fiecare zbor. Chiar dacă azi am avut un zbor mai prost, nu e nicio problemă. Mâine știu că pot să fac mai bine. Marian spune că pe lângă experiența de pilotaj, cursul de la Shepard oferă o cu totul altă perspectivă asupra meseriei lui. Programul ăsta nu este despre a fi perfect, este despre a face greșeli și a învăța din ele. Și a conștientiza că e mult mai important să faci o greșeală mai devreme decât să o faci mai târziu, când nu o mai poți corecta. So we're seeing the Romanian pilots are doing a phenomenal job, instructors and students, and they're a great portion of the program as they contribute on a day-to-day basis. Peste doar o lună, 4 dintre studenții români de la Shepard vor absolvi cursul și vor pleca acasă. Locul lor va fi luat de alți tineri locotenenți care vor deveni în viitorul apropiat piloți de F-16.